Nicolae Tăutu, misiunile capitanului Dan. Noaptea logodnei, 2. Ulmu îi povesti pe larg capitanului Dan despre cele întâmplate la birou în acea dimineață. Tamburinând cu degetele pe cristalul biroului, Dan părea că l-ascultă absent, depărtat. Vorbi abia după ce și-a prinse țigara. Neîndoios, prea multe amnezii, chiar pentru unul care se află într-o stare de permanentă distracție. Cam suspecte aceste amnezii, dar nu trebuie să sărim peste cal. Vom urma și această pistă în egală măsură cu celelalte. Dan făcu în tăcere câțiva pași să se destindă prin birou. Continuă. Să verificăm, să verificăm și iar să verificăm, fără să fim simțiți. Cel sau cei care acționează sunt extrem de abili și versați. Dacă ne simt, păsăricile își vor lua zborul și nu trebuie să ne scape din mână. Ulmu ceru permisiunea să-și aprindă o țigară. Dan continuă. Ai spus că are un frate căzut pe front? Exact. Unde, Ulmule? În Cehoslovacia. Urmă o scurtă tăcere pe care o sparse Dan. Pe ce dată? În aprilie 1945. Ziua? Nu o cunosc, tovarășe capitan. Și tocmai ziua era importantă. Ulmu îndrăzni. Nimic mai simplu, tovarășe capitan. O verificam la unitatea în care a luptat și a murit ca erou fratele său. Dan își reținu un zâmbet. Ai perspicacitate, Ulmule. Dar la dumneavoastră, de la dumneavoastră m-am molipsit. Vezi că e o boală cronică. Ai grijă. Ulmu sună la statul major să afle unde se găsesc actele unității în care a căzut fratele inginerului Popovici. Răspunsul nu a întârziat. Actele se aflau la un regiment în Ardeal. La orele 16 treci să mă iei cu mașina, dragă Ulmule. Până mâine dimineață trebuie să fiu din nou prezent la slujbă și am un șef, un capitan care duce o luptă acerbă pe plan local împotriva curentului. Zău, să nu doriți să-l cunoașteți, e contraindicat. Abia noaptea târziu au descoperit în maldărul de dosare colbăite, îngălbenite de vreme și încercate de moli, livretul militar și actul de deces cu datele fratelui inginerului Popovici. Decesul lui Crin Popovici era consemnat în mod legal și cu toate parafele în ordine. Da, se dovedea prin semnături și martori că soldatul Crin Popovici și-a găsit moarte de adevărat erou, moarte acoperită cu glorie. Ce zici, Ulmule? Ne-a cam închis gura, nu? Ce mai putem face, tovarășe capitan? Putem face cale întoarsă și cu coada între picioare. Aici nu ne-a ieșit pasența. Mai avem noi și alte cărți întinse pe masă. Gata întinse. Erau pe punctul să înapoieze dosarul cu actele eroului din Tatra, Crin Popovici, când Ulmu izbucui într-un chiot de entuziasm. Evrica, tovarășe capitan. Da, Evrica. Dan nu-l mai văzuse pe subalternul său atât de emoționat și mai ales atât de entuziast, de exuberant. Ei, stăpânește-te, Evrica, pentru toată omenirea. Ce s-a întâmplat, Ulmule? Bombându-și pieptul, raportă cu o infatoare confecționată ad hoc și ușor de descoperit. Tovarășe capitan, raportez, am descoperit un fapt extraordinar. S-ar putea spune chiar senzațional. Iar te-ai îngânfat. Merit chiar să mă laud, glumi Ulmu. Nu înțeleg nimic. Veți înțelege dacă veți citi data nașterii, dar încercetă cu atenție actul de deces, în timp ce Ulmu continuă sigur pe el. Poftiți! Născut la București în 16 aprilie 1923. Tot nu înțeleg, Ulmule. Cum, data nu vă spune nimic? Ce extraordinar în asta? Îmi permiteți atunci să completez. Inginerul Ion Popovici e născut tot la București și tot în 16 aprilie 1923. Strașnică observație. Meriți felicitări, Ulmule. Primește-le. Deci inginerul Ion Popovici și fratele său, eroul Crin Popovici, sunt frați gemeni. Excelent! De aici asemănarea atât de perfectă. S-ar fi putut înlocui unul pe altul. Ingenioasă idee. Dan îi răpi lui Ulmu din entuziasm. Bine, Ulmule, dar citește în actul de deces. Scrie clar că ostașul Crin Popovici a fost ucis în fierberea luptelor de pe Tatra. Ulmu nu cedă. Tocmai aceasta rămâne să verificăm în mod minuțios și cu toată seriozitatea. Capitanul vorbi cu un umor amar. Vom merge deci în Tatra, îi vom căuta mormântul și vom desfuma cadavrul după atât noi ani de vreme. Și prin ce îl vom putea identifica pe eroul Crin Popovici? Aud, nu te gândești că acest act de deces este legal? Tovarășe capitan, actele se mai pot măslui. E absurd, Ulmule.
se mai întâmplă pe front, în buluceala războiului, să zicem că ai dreptate. Cum mă rog ai să verifici aceste acte? Ulmu rămas o clipă pe gânduri, supărat abia murmură. Vă cer o întrerupere de joc, o pauză de reflectare. Nu am o idee precisă, nici o soluție veridică și controlabilă. Dan îl bătu amical pe umăr. Atunci, Haydn, eu am găsit soluția. Ulmu radia de bucurie. Aș putea să o aflu doar și capitan, toate la timpul oportun. Dar te văd prea curios. De ce nu te gândești la fișa medicală a inginerului Popovici? Acum mi-a venit rândul să nu pricep eu. Vă cer iertare. Capitanul și-a prins o nouă țigară de la vechiul chiștoc. Chiar și doi frați gemeni, oricât ar fi de asemănători, au ceva care să-i deosebească. O aluniță, un semn particular, o boală. Ei, dacă am fi avut amprenta inginerului Popovici, înainte de plecarea sa în străinătate, acum am fi avut doar un galop de sănătate. Împreună cu medicul institutului, colonelul Vasilescu, cei doi ofițeri cercetară, cu o explicabilă atenție, fișa medicală a inginerului Ion Popovici. Constatară că inginerul nu avea semne particulare distinctive, suferise doar o operație de amigdalită și se afla în tratament la secția stomatologică a policlinicii militare de la Casa Oștirii. Să mergem imediat, tovarășe capitan. Nu te grăbi, Ulmule. Operația de amigdalită e în favoarea noastră. Și mai este ceva deosebit de important. Vă referiți la stomatologie? Nu. Vreau să-ți spun spiritul de observație la încercare. O bună bucată de drum, în mașină, în drum spre policlinica militară, urmul se frământă, dar nu ajunse la niciun rezultat concret și echitabil. Mă predau, tovarășe capitan. Așa de ușor, urmule, mă decepționezi, parol. Un timp tăcura amândoi. Ai uitat că inginerul Popovici a fost semnalat în gara din Sibiu atunci când un fost spion hitlerist a fost ucis, refuzând reactivarea? Nu, asta nu aș fi putut uita. Perfect, criminalul și-a uitat Batista la locul crimei. Da, a fost o greșeală de bucher. Întocmai. Dar această omisiune ne poate fi salutară. Am înțeles, tovarășe capitan. Dar urmele? Ai dedus cu precizie. Dacă n-ar exista un dar, pricepi? Nu, nu sunt lămurit. Nu știu dacă ți-am spus, Ulmule, că în noaptea crimei ploua. O ploaie de toamnă, de octombrie. Această ploaie ar fi putut să șteargă urmele. Aici. Dar câinele polițist a constatat după miros că asasinul s-a îndreptat spre gară. Așa, dar mirosul a fost mai persistent. Au ajuns la policlinică. Aici au pus la cale marea cursă pentru Ion sau Crin Popovici. Inginerul Popovici se îndreptă pe un covor lung cu uși turnante spre cabinetul colonelului medic Zăgan. Nu se putea spune că înlocuitorul lui Ion Popovici se simțea în toate apele sale. Nu dormise toată noaptea. Se aștepta, desigur, la întâlnirea sa cu stomatologul. Luase de altfel toate măsurile din străinătate, dar totuși această zi însemna pentru el trecerea printr-un examen pretențios. Se ferea, explicabil, de cuvântul periculos. Cu un oarecare tremur nervos bătu în ușă. Când îl întâmpină zâmbetul deschis al lui Zăgan, Crin se simți stăpân pe situație. Medicul îl cercetă cu un aer dorit de ofensă. Tovarășe inginer, m-ai lăsat să te aștept ca multeșor. Dă-mi voie să-ți prezint pe un coleg. Crin strânse mâna lui Dan fără să bănuiască în persoana acestuia pe adversarul său periculos, care întindea cursă după cursă. Capitanul de securitate dori să fie prezent la această nouă verificare pentru a putea urmări din apropiere orice mușchi de pe obrazul lui Crin. Poftiți în sala de operație, glumi medicul Zăgan și arătă ușa capitonată. Dar Crin se opri în prag. A fost plecat în străinătate. Medicul îl întrerupse. Știu, domnule inginer, o știu bine. Dar nu știți că acolo mi-am terminat lucrarea dentară. Asta nu o mai știu, dar așa ceva se numește trădare. Da, trădarea medicului curant. Crin râse cu poftă. Dar mai am dantură și pentru dumneavoastră. Credeți-mă, nu aș fi putut aștepta până la întoarcerea în țară. Chiar din primele zile plomba a căzut. Ați procedat bine. Mai ales că am avut și suficient timp liber. Doctorul îl împinse în fața scaunului de supliciu, în timp ce îi mărturisea cu o supărare vizibilă confecționată. Dar m-ați făcut curios, domnule inginer. Trebuie să înțelegeți că este o invidie profesională, deci creatoare. Abia aștept să le admir opera. Apoi îl striga pe Dan, stomatologul improvizat. Nu ești curios, colega?
Dan se apropie și el. Crin simțea că îi se îmbrobonise fruntea. Bineînțeles, se pregătise din timp pentru această întâlnire de neinvitat. Dan observă că operația de amigdalită fusese efectuată, în timp ce Zăgan preciză: nu e un lucru rău, dar ce văd? Ați asudat, domnule inginer, aveți atavică spaimă față de vor mașină, nu? Beți puțină apă. Sudoarea curgea acum și pe obrajii lui Crin. Își clădii gura cu apă, se liniștea abia când auzi vocea tonică în care nu descoperi nicio inflexiune, nicio undă de îndoială a medicului dentist. Am impresia că cel care m-a locuit pe mine s-a cam grăbit. Desigur, nu a avut prea multe zile la dispoziție, îi întări Crin observația cu multă bunăvoință. Se cunoaște și nu trebuie să uităm și puțină doză de neglijență. Deschideți, vă rog, gura din nou. Vrând nevrând, Crin se execută. Zăgan îl chemă din nou pe Dan. Privește, doctore, cât de zorit a lucrat. Tovarășe inginer, ai venit la timp. Plomba de la măsea abia se mai ține. Poftiți! Plomba atinsă cu un clește se desprinse cu ușurință. Vedeți, domnule inginer, trebuie să reluăm lucrul nostru, dar de asta dată fără grabă. O lucrare durabilă, asta depinde în bună măsură și de dumneavoastră, să nu ne puneți greutăți în muncă. Promit, se grăbi înviorat Crin, convins fiindcă examenul l-a trecut cu un calificativ excepțional. Deci mâine la orele 17, nu? Medicul consimți și radios Crin se despărți cu o mulțumire care îi se descifra clar pe față. După plecarea inginerului, Dan își scoase halatul și se adresă colonelului Zăgan. Ce rezultate, tovarășe colonel? Medicul nu răspunse imediat. Mai studie un tip, plomba din palma sa. Vorbi rar. Da, e o imitație perfectă. Aș spune chiar artistică. A lucrat cu multă măestrie, dar... Medicul se opri, așa că Dan a fost obligat să intervină. Ce înseamnă acest dar? Da, există un dar esențial. Eu îmi cunosc bine manopera, chiar atunci când este imitată cu măestrie. În concluzie, se interesă Dan. Nu este lucrarea mea. Deci nu este inginerul Popovician. Așa să cred? Sunt convins, tovarășe capitan. Deși, repet, imitația este uluitoare. O lucrare dentară aproape identică. În acele clipe, în mintea lui scânteie o revelație. Inginerul Ion Popovici a fost înlocuit. Cu voia sau cu opunerea, cu acceptarea sau cu forța, în ultima sa călătorie în străinătate. Dar cu cine putea fi înlocuit? Numai cu fratele său, German, desigur. Fratele său este însă căzut pe front din aprilie 1945. Dar cine ne poate convinge cu certitudine că acel Crin Popovici și-a găsit moarte de erou? Actele? Beți o cafea, tovarășe capitan? Trezit din meditația sa, Dan răspunse cu politețe. V-aș fi chiar recunoscător, tovarășe colonel. Acest caz mă supra-solicită, mai ales nervos. Colonelul puse în acțiune ibricul electric și se adresă lui Dan. Vă mai sunt util cu ceva, tovarășe capitan? Aș fi fericit dacă v-aș putea fi de folos și pe mai departe. Vă mulțumesc de toate câte ați făcut pentru noi. Vă rămânem recunoscători. Ar mai exista o singură problemă de soluționat. Desigur, dacă nu vă va fi prea dificil, vă stau la dispoziție cu toată afecțiunea. Doctorul se scuză îndreptându-se spre telefonul care țâria asurzitor. Ridică receptorul și după câteva cuvinte îi se adresă lui Dan. Este pentru dumneavoastră, tovarășe capitan. Dan recunoscu glasul lui Ulmu. Locotenentul major îi raportă laconic că Batista de la Sibiu, din cauza ploii, nu mai păstrează mirosul specific, așa cum prevăzuseră amândoi. Dan îi ordonă lui Ulmu ca în două zile să se afle toate datele care se mai pot afla în legătură cu Crin, cu eroul din aprilie 1945, să cerceteze și documentele rămase din arhiva siguranței și să nu ocolească și calea orală, să discute cu foștii săi colegi de școală, dar toate executate sub comandamentul unei alerte fulger de gradul 1. Sorbit din cafea, apoi Dan își continuă discuția întreruptă de telefon cu colonelul medic atât de agreabil. Și pentru că sunteți hotărât să ne ajutați, așa cum ați făcut-o cu generozitate și până acum, vom apela din nou la dumneavoastră. Mă rog, avem informații că individul care se dă drept inginerul Popovici este un spion. Trebuie să-i barăm faptele criminale care atentează la viața noastră pașnică, nu? De acord, dar cum vă pot fi de folos? Dan își aprinse o nouă țigară, după ce îi udă un capăt între buzele sale. Popovici, să nu numim așa, că s-ar putea să nu greșim,
După bănuirile mele, dar acest pretins inginer va urma tratamentul la dumneavoastră chiar începând de mâine. Bun, în plombă s-a mai nimerit, zis cu plomba pe care o veți administra, să introduceți și acest minuscul aparat. Priviți-l. Medicul privind balmasa un aparat liliputan care ar fi putut fi ascuns într-o măsea și acoperit cu o plombă. Constată cu o surprindere, e fiind și lucrat ca o bijuterie. Da, și nouă ne este de mare utilitate. Este un microemițător de unde extrem de sensibil. Cu ajutorul său putem urmări fiecare deplasare a infractorului pus sub observație atentă. Nu vrem să scăpăm din mână această pasăre rară. Cu semnalele emise de aparat putem să-l descoperim și în gaură de șarpe. Prima grijă a lui Crin a fost să-și procure manualul de mecanică în limba franceză și să-l înapoieze capitanului însărcinat cu vegherea și păstrarea documentelor secrete. Emițătorul intrase în funcțiune, dar Crin nu bănuie nimic. Își continua aventura cu Corina Vlad, netulburat de nimeni, nici măcar de indiscreția abuzivă a gazdei sale. În sinea sa era mulțumit, trecuse cu succes cel mai greu examen al său, proba dentară. Îl irita doar o singură problemă, de fapt esențială pentru el. De ce nu au apărut încă în birou schițele ansamblate ale tancului de în lucru? De aceea, în ziua când, datorită lui Dan și mai cu seama lui Urbu, li se distribuiră în birou schițele integrale ale tancului. Crin nu-și putu reține bătăile galopante ale inimii. Se prefăcu cu abilitate că nu acordă prea mare importanță acestor schițe, dar pentru el se declanșase ora H. Era apogeul misiunii sale secrete. Începuse mare aventură. Nu-i venea să creadă că schița generală a tancului se afla chiar în biroul său, la dispoziția sa. Era clipa mult dorită și mult așteptată. Acum, după ce va filma schițele, putea să dispară liniștit din țară. Se și vedea în străinătate cu un nou și redutabil succes la victoriosul său bilanț. Cu aparatul său special de fotografia de la distanță, cu maximă prudență și deosebită dexteritate, întipări imaginea celor patru schițe cu dispozitivul general al noului tip al tancului de invenție românească, ascunse cele patru microfilme. Se simțea fericit și îndeplinise cu brio misiunea. Plutea în al nouălea cer, de aceea duse cu el acasă două sticle de murfadlar și o sticlă de coniac. Îmi voi sărbători logodna cu Corina. Da, o voi invita și pe doamna Stoica. Va fi minunat. Vor plânge cu lacrimi de crocodil când vor observa că logodnicul a dispărut spectaculos chiar în noaptea nunții. Le voi trimite din străinătate o ilustrată cu gânduri consolatoare, să nu vadă că s-a lipsit de bune maniere. Cum ajunse acasă, după ce se simți neobservat, ascunse și aceste patru microfilme, aflate în aceleași tuburi izolatoare, în vechea și sigura sa ascunzătoare, în pământul din cutia unuia dintre cactuși. Fluieră fericit și intră sub biciul de foc și de gheață al unui duș scoțian, vechea sa pasiune. Se simțea odihnit și reconfortat. Acasă nu găsi pe nimeni, așa că după duș se întinse în pat până la sosirea gazdei. Era gata să țipească liniștit când soneria de la intrare sună discret. Se trezi buimac. Pe cine dracu o fi căutând la ora asta? Proprietarea sa nu poate fi. Sau poate și-a uitat cheile acasă. S-a mai întâmplat și altă dată, să merg să-i deschid. Dar soneria încetă ca prin farme. Pe dracu, s-a plictisit sunând și a plecat. Cine știe ce negheu incurabil. Și aruncă halatul de pe el și se întinse la loc în pat. Visa cu ochii deschiși și cu mâinile sub cap. Tresări, auzise un zgomot. Nu i s-a părut. Se liniști și visa mai departe cu ochii deschiși. Aproape să țipească din nou când simți că ușa camerei sale se deschide ușor, aproape fără zgomot. În pragul camerei sale a apărut silueta unui individ înalt, puțin adus de spate, cu umerii largi, colosal de puternic. Vorbi moale, tărăgănat cu un ton indiferent. Bucuros de oaspeți? Se observă bine că prezența lui Crin nu-i făcea individului nicio plăcere. Nu-i producea niciun entuziasm molipsitor. Oaspetele își împinse pălăria cu boruri largi, doar cu un singur gest pe ceafă. Apoi se așeză pe un fotoliu. Domnule Crin Popovici, sper că e nimerit să-i sprăvim cu acest joc copilăresc. Haide, e timpul să redevenim serioși. Ultimele cuvinte le spuse cu un ton autoritar. Crin îndrăzni. Cine ești și ce cauți în camera mea? Aud?
Individul încercă un zâmbet disprețuitor. El să fi fost în locul dumitale, mai întâi m-aș fi sculat în picioare și aș fi oferit un scaun unui vizitator. Dar politețea nu e obligatorie pentru fiecare om, mai ales pentru dumneata. Dumneata, pare mi se, ești un vizitator nepoftit. Da, și nedorit. Individul zâmbit din nou pieziș. Nedorit? Asta rămâne de văzut. Deocamdată. Individul își schimbă locul. Se așeză pe un fotoliu mai comod din apropiere, din care putea mai lesne să controleze fiecare mișcare a lui Crin. Își aprinse tacticos o țigară, în timp ce Crin, continuând jocul, se ridică în picioare, se întoarse, făcându-și ochii cu gest de somnoros. Intrusul îl privea cu indiferență, sau aparentă indiferență, vorbi cu o voce apatică. Sper că o să ai timp suficient de dormit, iar locul nostru va fi bănuiesc foarte scurt și se va încheia într-o înțelegere deplină, ca la unul. Râse sec și trase un mult fum în plămâni, pe care apoi îl stovozi în rotocoale concentrice și albăstui. Părea că în acele clipe îl pasionează cu voluptate doar drumul fumului. Crin se așeză pe pat. Atunci vă ascult, stimate și onorabile domn. Cum să vă spun? Intrusul râse ca de o glumă reușită. Numele meu nu are nicio importanță, întocmai ca și numele tău. Nu merită să ne încălcăm memoria cu ele. Am dreptate? Fie căzut de acord, Crin. Atunci probabil o să-mi satisfaci curiozitatea și o să-mi destăinuiești ce vânt te-a adus să mă onoresc cu plăcuta ta prezență. Aș spune chiar fermecătoare persoană. Individul făcu o plecăciune exagerată și ridicolă. Mulțumesc pentru delicatețe și în egală măsură și pentru irezistibilele complimente. Din partea mea, idem și din toată inima. Ce m-a adus la tine? Ha, ha, ia ghicitoarea mea. Nu sunt ghicitor, se vede, atunci te voi ajuta. M-au adus niște făpturi fragile și nevinovate, care poartă numele nobil de microfilme ale noului tip de tank românesc. E limpede? Crin râse forțat. Fals. Prevedea o luptă acerbă a nervilor, ce nu putea să-i prevadă rezultatul. Individul din fața sa nu era un tip de lepădat. Părea extrem de stăpân pe voința sa și sigur pe forța sa, rar întâlnită. De aceea îi răspunse pe un ton glumeț. Să știi că nu sunt amator de glume proaste. Eu și mai mult, replică liniștit necunoscutul. O tăcere se așternu grea și apăsătoare ca pe un câmp răscolit de bătălie. Își auzeau respirațiile și gândurile. Primul sparse tăcerea, Crin, cuprins de o panică interioară, nevăzând nicio ieșire momentană din impasul în care intrase. Ce te face să crezi că aș fi posesorul unor asemenea microfirme? De ce râzi? Pentru ce crezi că am intenționat să-mi fotografiez propriile mele schițe de la birou? Cu ce scop precis? Intrusul râse cu nerușinare, obraznic. Cu ce scop? Asta e bună, să le pui la clocit, să te ajute să ghicești în cafea sau în iaurt. E bună? Tii, cu ce mielușel am onoarea să discut? Încep să devii amuzant. Crin în scenă o revoltă. Cine te-a adus aici? Cine? Instinctul, flărul meu, domnule Popovici. Sau dacă vrei, chiar intuiția. Crin continuă scena. Intuiția mai bine te-ar povățui să părăsești imediat această încăpere pe care plătesc chirie și mă aparține legal. Iată, în sfârșit am întâlnit și un om al legii. De mult visam un asemenea specimen. Îmi vine rândul să-ți mulțumesc pentru acest exemplar legal ce mi-l oferi cu atâta inocență. Să lăsăm vorbele goale deoparte. Îți mărturisesc deschis. Suntem în concurență. Cum s-ar spune, cam pe care pe care îl va dovedi. Crin ascultă din ce în ce mai dimorat. Transformarea subită îi se putea citi pe față. În zadar încercă să o ascundă. Necunoscutul din fața sa îi se părea neobișnuit de tare. Părea informat și posesor al unor date compromițătoare pentru el. Mai era inteligent, puternic și fără scrupule. Se cunoștea că ucide cu sânge rece, fără nicio tresărire sau remușcare. Înțelese că i-a fost sortit să se înfrunte cu un adevărat adevăr de talia sa. Nu odată se răfuise cu agenții trusturilor adverse, dar niciodată nu i-a fost dat să întâlnească un adversar de o asemenea proporție. Se ruga în acele clipe să se întoarcă din oraș doamna Stoica, i-ar fi dat un răgaz de gândire, în care timp să-și poată confecționa un plan bine pus la punct. Fumezi și oaspetele întinse cu un gest exagerat de elegant, pop țigaretul. Crin din precauție refuză.
Sper că nu o să-mi refuși dorința de a pleca de aici cu microfilmele. Ce zici? Crin încercă o nouă salvare. I se adresă cu un ton pueril. Domnul meu, ai avut haz în acest fel de oră. Știți, sunt recunoscător, dar îmi place să cred că farsa s-a terminat. Da, s-a sfârșit comedia. Și acum, după ce am râs copios, ne luăm cavalerește și prietenește un drag și cald rămas bun. De când, din când în când, putem să ne trimitem câte o ilustrată, dar să știi că nu e obligatoriu. Individul se sculă brusc de pe fotoliu. Părea și mai mătăhălos, mai înalt și mai puternic. Pentru că tot am ajuns la ilustrate, permitem să-ți arăt și eu fotografia asta. Nu chiar o poză idilică de familie, dar cred că te va impresiona. Crin, după ce a recunoscut fotografia, simți nevoia să deschidă fereastra, să tragă mult aer în piept, să nu se sufoce. Palid, asudat, măcinat, desuflat, se prăbuși pe un scaun din apropiere. Acum arăta ca o cârpă la picioarele colosului din încăpere. Glasul moale, tărăgănat, aparent indiferent, se făcu auzit din nou. Avea de această dată un timbru și mai neplăcut. Am impresia că fotografia v-a zdruncinat enorm, domnule inginer Popovici. Cuvintele erau rostite cu ironie. Dar sunt convins că mult mai mult o să vă convingă legenda acestei fotografii, care va fi apreciată la dreapta valoare și de serviciul de contrainformație și va suna cam așa. Spionul Crin Popovici, în timp ce l-a pușcat pe fostul spion hitlerist, Carol Sindelar, care refuzase să se reactiveze în slujba unei agenții de spionaj din străinătate. Fotografie executată cu infraroșii în noaptea de 5 octombrie la Sibiu. Informații suplimentare la dosarul victimei. Merge sau mai ai vreo sugestie pentru îmbunătățirea stilului? Prăbușit total, Crin nu reușea să-și adune în cap decât frânturi de gânduri răvășite, dispersate. Atunci noaptea la Sibiu am fost într-adevăr urmărit și fotografiat. Am fost probabil dibuit chiar de la intrarea mea în țară. De cine? De agenția de spionaj concurentă. Nu rămânea decât o singură salvare. Tranzacția să cădem la învoială. Și tocmai acum când toate aranjamentele mi-au mers ca un ceas bine uns. Tocmai acum când am toate microfilmele în mâna mea. Ar mai fi oare și o altă soluție, Dumnezeule? Deocamdată nu întrebă decât această cale de compromis. Simțind că îi fuge pământul de sub picioare, Crin murmură resemnat. Cât dorești? Poftim, mă predau. Sunt în mâinile tale. Fixează prețul răscumpărării. Cât? Vocea necunoscutului părea inflexibilă, fără nuanță. Crin avea fața pământie. Nu le am aici. Când vei avea microfilmele, vei căpăta și fotografia. Îi smulse lui Crin cu un gest brutal fotografia din mână. Iritat, Crin se destinse ca un arc și încoloci picioarele în jurul gâtului. Dar Namila se dovedi mult mai abilă și extrem de rapidă în gesturi pentru greutatea sa. Apucă brațul lui Crin într-o figură de jiu-jitsu și îi rânji obraznic în nas. Te sfătuiesc să-ți bagi mințile în cap. Când voi avea microfilmele, vino la noapte. Nu ține, fixează un alt loc de întâlnire. Bine, la orele 23 la restaurantul Pescăruș. Mă aștepți afară, lângă lac. Vei fi singur și fără această jucărie, e spre binele dumitale. Întocmai consimți Crin. Exact în același loc și la ora stabilită îți vei primi fotografia. Și pentru că nu trișez, îți voi dărui și cleșeul. Crin zâmbi dureros, dar nu vei uita să-ți păstrezi copiile. Cunoaștem figura, am citit-o dintr-un clasic senegalez, Colosul Mării. Sper că și dumneata vei juca cinstit. Crin hotărâ cu precauție. Vom preda agențiilor noastre microfilmele în aceeași zi, la aceeași oră. Cu ce părere ai de ziua de 24 noiembrie, orele 11? De acord? S-a făcut. Bate palma, râse Colosul Gros. Afacerea fiind încheiată, urmă o mică pauză de relaxare. Colosul vorbi primul. Ai văzut că până în cele din urmă ne-am înțeles, my lord? Ca la camera lor zilor. Săr, și-am onoarea să-ți fac o propunere festivă. N-ai ceva tare de băut? Un coniac, un gin? Crin se execută mecanic ca un robot. Goliră împreună sticla de coniac. Necunoscutul la despărțire îi mai șuiră printre dinți. Auzi, milord? Notează, eu sunt extrem de punctual ca un ofițer plusac. Înțelegi, săr, dacă încerci să o ștergi, va urma un joc de artificii și pot paria că vei ieși cu pielea bine găurită. La revedere, milord! După plecarea necunoscutului, Crin căzuie epuizat
în primul fotoliu. Se simțea sfârșit, stors ca o rudă, rufă de ultima picătură de optimism. Îl drese cu puțin carburant, goli singur o sticlă de vin. Era singurul său remediu în asemenea situație. Redresat, își puse în ordine ideile. Se simțea din nou sigur, stăpân pe situație. Șocul provocat prin surprindere de necunoscută îi trecuse. Se interesă cu o luciditate de avionul ce urma a doua zi să-l ducă în străinătate. Reținu ultimul loc liber prin telefon, promițând că într-o oră va veni să-și ridice biletul de călătorie aeriană. Își tipăi la piept pașaportul de rezervă pe numele său, tocmai falsificată viza de intrare. Era expert în asemenea manopere. Simțea că o piatră îi se ridicase de pe inimă, o imensă piatră de moară. Era chiar mulțumit. Fredonând, își ticlui cu minuțiozitate planul până în amănunt. Când auzi cheia în ușă, se bucură că Madame Stoica nu a fost acasă. Desigur, prezența necunoscutului i-ar fi trezit suspiciuni. Femeile sunt toate curioase și extrem de bănuitoare. O primi cu toate onorurile, o ridică în brațe și îi mărturisi expansiv tinerește. Doamnă Stoica, am o veste formidabilă pentru dumneata. Ai luat primă și mărești cheia, dar așează-mă pe scaun aici sus, îți jur, amețesc, nu stau prea bine cu tensiunea. Și asta dacă dorești, diseară voi sărbători logodna cu Corina. Observă în ochii femeii o umbră de invidie și de tristețe, dar bine mascată și vocea îi părea plină de entuziasm juvenil. Să fie, dragii mei, într-un ceas bun, hotărât că va fi într-un ceas formidabil, deoarece vom sărbători logodna la pescăruș, într-un cadru princiar. Femeia își șterse pe ascuns o lacrimă cu colțul unei batiste cu marginile încărcate de broderii. Am dreptul și eu măcar o dată în viața mea să fiu cu adevărat fericit, deși logodnicul e cam tomnatic. Ești un bărbat deosebit. Corina a avut noroc cu dumneata. Sunt geloasă, dar să aveți noroc. Amândoi meritați o viață fericită. Crin, cunoscând vechea pasiune a domnei Stoica pentru el, a se citit corect pentru fratele său geamăn, inginerul. O sărută prietenește pe frunte. Femeia îi răspunse prin surprindere cu o sărutare lungă, pasională, mușcându-i buza superioară. După îmbrățișarea aproape sufocantă și neașteptată, uluit, Crin constată, privind fața îmbujurată fecioarelnică a femeii. Îmi place levanțica, doamnă Stoica, și drept dovadă, permite-mi să-mi exprim omagiul. Îi răspunse cu un sărut la fel de pasional. Femeia căuta cu ochii patul, dar Crin era mult prea grăbit. Îl aștepta la agenție biletul de avion. Cu subtilitate, cu o amânare diplomatică, evită situația, în timp ce femeia îl implora cu obrajii și trupul în flăcări dogoritoare. Crin își chipzuise planul cu multă perspicacitate. Tocmai logodna de la restaurantul Pescăruș va convinge, concludent pe toată lumea, că nu are de gând să o șteargă. Chiar colosul, aflând de aceasta, va putea paria 1-100 că amicul său nu-și va lua zborul chiar a doua zi. I se păru că-i sună în urechi râsul gros și cuvintele Milord. Se scutură ca pentru a alunga o insuportabilă stafie. Brr! Mai departe, Crin își imagina cum o să se desfășoare lucrurile. Vedea rulând în fața ochilor săi un film îmbietor, emoționant și seducător. De Corina îi părea sincer rău că va trebui să o părăsească, să o mintă ca pe un copil cretur și nevinovat. Și ce trup fierbinte avea, și ce brațe albe ca de marmură, și ce sâni ca niște cupe de piatră, și ce ochi, Crin zâmbi. Și mâine, pe vremea asta, se și vedea în străinătate. Va depune microfilmele și își va primi cecul. Da, nu avusese o misiune prea ușoară. Dimpotrivă, capcane, lațuri la tot pasul. Numai experiența sa a putut să le vină de hac la toate. Zâmbi și își spuse în gând, pământul meu natal ar fi putut să fi fost mai ospitalier, cu fiul său risipitor și atât de rătăcitor. Eu îi mulțumesc, totuși, pentru Corina. Ea a fost marea mea compensație. Mergea mai departe încrezător, satisfăcut și doar cu un singur regret în inima sa. Corina, Corina, Corina. Capitanul Dan fusese informat din Brașov, de la hotelul Carpați, despre inginerul Popovici. Mulțumit îi declară lui Ulmu. Bănuiala mea nu a fost fără temei. Ce a căutat inginerul Popovici în noaptea de 5 octombrie la Sibiu, noaptea când a fost ucis Carol Sindelar. Da, amicul nostru nu a fost în hotel, a venit abia a doua zi.
Dacă s-ar fi păstrat mirosul pe batista găsită la locul crimei, a fi avut o dovadă de netăgăduit. Ce rezultate îi ai obținut, urmule? Ce știi nou despre eroul Crin Popovici? Tovarășe capitan, după necurmata alergătură, am aflat din documente, nu din documente, ci de la un fost coleg, că eroul Crin a fost un simpatizant al legionarilor și al hitleriștilor. Un simpatizant declarat. Interesant. Mai departe. Urmul celu permisiunea să-și aprindă o țigară, iar Dană îi întinse pachetul său. Deci, continuă Urmul, vine greu să cred că acest profascist ar fi putut să devină eroul unui război pentru idealuri democratice. De acord, Urmule, vorbești pe soluția mea, dar dă-mi te rog și fapte, fapte concrete. Prea multe fapte nu am putut culege, tovarășe capitan, dar am o declarație personală. Știm că se afla în armată în timpul războiului. Văzând că aliații săi ne-au devenit dușmani și asta peste noapte, s-a hotărât să-și ia tălpășița odată cu ei. Din care cauză, omule, se pare că să fi fost chiar un spionaj antonescian sau, de ce nu, chiar în cel hitlerist. Fiindu-i teamă de consecințele directe, a fugit odată cu hitleriștii. La acest fapt m-am gândit și eu, dar nu pot explica modul cum în scriptele militare a rămas ca erou. Dan bău o gură de apă, apa era sălcie, își umplu un nou pahar de la sticla din frigider. Vorbi privind pe fereastră. Ar fi o explicație plauzibilă. A schimbat actele sale cu actele unui cadavru mutilat. Pe front nu se face o severă verificare a cadavrelor. Se recunosc după acte și după numărul matricol de la gât. Un lucru simplu de realizat pentru probabilul spion Crin Popovici. Mă uimiți, tovarășe capitan, au început să se clarifice toate amănuntele în capul meu. Dar vă rog să-mi permiteți să vă pun și eu aceeași întrebare. Aveți fapte palpabile care să sprijine ipoteza? Dan, după ce risipi cu palma fumul în jurul său, răspunse, spre uimirea lui Ulmu, cu toată certitudinea. Desigur, am un fapt esențial. Aveți un fapt care să dovedească lămurit că în locul inginerului Ion Popovici s-a strecurat în țară fratele său Geamăn, spionul cunoscut Crin Popovici, cel care trecea drept decedat pe front? Dan execută spectaculos câțiva colași de fum. Părea preocupat numai de această îndeletnicire. Vorbi ca prin vis. Crezi că eu am stat în aceste zile cu mâinile în sân și te-am lăsat pe tine să alegi ca un biet ogar ghinionist la o asemenea vânătoare regală? Te înșel, Ulmule. Când mi-am formulat ipoteza că acest Crin i-a luat locul fratelui său Ion, am ales o cale simplă. S-ar părea la prima vedere naivă și copilărească. Dar nu e așa. Și eu pot și o să-ți dovedesc pe deplin. I-am cercetat rufele pe care le dădea la spălat. Nu e așa că-ți vine să râzi? Reține-te până la sfârșit. Pe toate rufele avea cusută monograma fratelui său, adică literele IP. Lenjerie pe care a luat-o odată cu valiza inginerului Popovici. Până aici a acționat excelent, dar ca întotdeauna există un dar fatal. M-am încăpățânat și am urmărit toate rufele. Și iată greșeala sa capitală. Am descoperit o cămașă și o batistă cu inițialele CP. Ai dedus? A? Să-ți explic. Era schimbul de lenjerie pe care l-avea asupra sa în ziua când a luat baliza fratelui său. A comis imprudența sau nepăsarea care m-a făcut să-i descoper adevărata sa identitate. Ce zici, urmule? Chiar și un as al spionajului poate comite o eroare copilărească, dar care să-i fie fatală. Telefonul sună stăruitor. Dan ridică receptorul. Pe fața sa nu se putea citi nimic. Era impasibilă, ca de gips. După ce încheie convorbirea, își informă subalternul cu vocea sa obișnuită, voce ce nu trăda nicio umbră de emoție. Părea neutră. Am fost informat că ilustrul nostru supraspion, Crin Popovici, se pregătește de plecare. Și-a reținut loc, apoi chiar și-a ridicat biletul pentru avionul de dimineață. I-a venit dor subit de străinătate. Să ne pregătim să-i urăm, cum se cuvine, drum bun. Urmul se satisfăcut. Înseamnă că schițele complete ale tancului ansamblat au dat rezultatele scontate.
Îmi imaginez cum aleargă cu aceste schițe spre avion. Dan își întrerupse subalternul. Iartă-mă că intervin cam brutal, dar nu uita că schițele sunt reale. Precauție! Acum, când ne-am dat seama de persoana lui Crin Popovici, ne revine o vigilență și mai mare. Îl vom acosta în drum spre aeroport. Până atunci, să-i detectăm complicii. Avem nevoie de întreaga rețea. Să-l urmărim pas cu pas. S-ar putea, abil cum este, să trimită microfilmele printr-un alt complice. Precauție! Atenție mărită! S-ar putea să-i găsim bagajele fără microfilme. Să nu ne lase cu buzele umflate, fluierând a pagubă. Schițele veritabile nu trebuie în niciun caz înstrăinate. Ulmur aportă militărește, concis și clar. Fiți fără nicio grijă, tovarășe capitan. Am luat toate măsurile necesare și oportune. În sala de parter a restaurantului Pescăruș, Crin, însoțit de doamna Stoica și de proaspăta sa logodnică și prietenă, Corina, alesese o masă cu vedere spre lac. Veniseră din timp, fiind preocupat să surprindă amurgul zilei, care se developa ca un film fastos în reflexul lacului. Ce superbe sunt amurgurile de sfârșit de octombrie în București! Atunci capitala noastră nu se poate compara cu niciun oraș din lume. Cerul capătă o culoare mov ca în poezia lui Bacovia, iar funigei străvezii plutesc prin apele sale multicolore ca niște liane subțiri de argint vechi. Lacul se diviza din cauza vântului ușor, în sute de mii de oglinzi violete, puțin stropite cu sânge solar, în agonia ei cotidiană, care se spărgeau sau se uneau în fiecare clipă. Frunzele toamnei pluteau pe apa lacului, însoțite de un colorit mirific, de o inestimabilă și luxuriantă beție aromatică, așa ca într-o peliculă multicoloră. Crin exclamă subit: „Ei, gata cu poezia, devenim romantici, sentimentali și bleci. Corina este mult mai frumoasă decât acesta furisit de amurg, ce-ți toarce inima ca un burete și curg lacrimi.” Îi sărută mâna Corinei cu un sentiment plin de puritate și duioșie. Doamna Stoica își ascunse tragicul conținut de regrete nostalgice din ochii ei corect trimelați. Crin, fiind psiholog, era convins că acest amalgam de tristețe și nostalgie poartă o denumire precisă – gelozie. Această descoperire îl flată pe cuceritorul de profesie. Corina, naivă și de conectant, de sinceră, cum o categorisise Crin, își trăia emoționată clipele sacre de entuziasm ale logodnei. Nu se sfii să-l sărute în public, în văzul tuturor ocupanților scaunelor de la Pescăruș, pe tomnaticului logodic. Zâmbind, Crin își spuse în gând: „Frumoasă și pudică găsculiță, ce dezamăgită te vei simți tu peste câteva ore. Fanatul tău logodnic se va gândi la tine doar de la mari îndepărtări și va turna peste cenușa visurilor și iluziilor tale spulberate câteva picături de gin și poate de porto în amintirea clipelor noastre de amor.” Îi sărută pur și simplu eteric mâna pe care prinsese cu puțin înainte inelul logodnei. „Da, atât să păstreze și ea de la mine. Merită.” Către orele 8, Dan, anunțat de prezența lui Crin, cu cele două femei la Pescăruș, nu-și putu refuza plăcerea de a admira de la distanță Sfânta Alianță. Capitanul spera că nu va fi recunoscut. Se instală la o masă retrasă într-un colț, comandă un coniac, în timp ce printr-o oglindă din perete, din când în când trăgea cu coada ochiului spre grupul lui Crin. „Nu, nu mă va remarca. Abia ne-am văzut peste câteva minute în cabinetul dentar.” Dar Dan subestima memoria de spion versată lui Crin. Spre surprinderea totală a capitanului, Crin îl privi de câteva ori cu insistență. Zâmbi, apoi brusc, cu pași siguri, se îndreptă spre masa lui Dan. Salută cu politețe. „Nu vă spărați, nu sunteți medic?” „Desigur,” răspunse Dan, în timp ce admira prodigioasa memoria spionului. „Nu vă mai amintiți de mine?” Dan îl privi câteva clipe. „Sunt sigur că v-am mai întâlnit.” „Da, da, dar s-ar putea,
dar n-aș putea preciza cu ce ocazie. Crin râse binevoitor. Ce repede m-ați uitat, domnule medic. Dan încercă un fel de scuză. Vă fac o mărturisire. Sunt al naibii de neatent. Ca toți medicii, completă Crin. Îmi dați voie să vă ajut? V-aș fi recunoscător. Sunt inginerul Ion Popovici. Dan dădu nelămurit din umeri. Ați uitat, da, v-ați întâlnit în cabinetul doctorului Zăgan. A fost în ziua când mi-am reînceput tratamentul dentar. A, da, acum îmi amintesc, desigur, dar știți dumneavoastră câți pacienți se perindă zilnic pe la noi? Crin spuse fără nicio umbră de insinuare. Mă miram, totuși, că nu v-am mai întâlnit în timpul zilelor de tratament. Dan înghiți în sec. Crin avea o perspicacitate deosebită. Motivă în mod plauzibil. Am înlocuit doar pe un coleg plecat în provincie. O umbră abia perceptibilă eclipsă pentru câteva secunde chipul lui Crin. Uite ce, dragă domnule medic, îmi face mare bucurie că v-am întâlnit. Și mie, adăugă complezant Dan. Deci bucuria este reciprocă. Excelent, dar eu, astăzi, am un motiv în plus. Mă locodesc. Felicitări, nu se reținut Dan să adauge. Crin plecă pudic capul în podea. Cam tardiv, dar am hotărât să-mi întemeiez o familie serioasă. Dați-mi voie ca numele tinerei și frumoasei mele logodnice să vă invit la masa noastră. Regret, domnule inginer, doar un pahar de vin. Nu se poate refuza la o asemenea ocazie de excepție în viața mea. M-am oprit doar pentru câteva minute. Îmi rezerv însă plăcerea pentru nuntă. Bine, vă iert atunci. În schimb, la nuntă îmi rămâneți obligat. Veți avea locul de onoare. Ba mai mult, aș avea marea fericire să vă știu împreună cu colonelul Zăgan, alături. Da, să fiți amândoi nași. Acceptați propunerea mea? Merită inginerul Popovici doi nași ca dumneavoastră? Este? M-ați luat pe nepregătite. Crin insistă cu voluptate. Dacă îmi veți privi logodnica, e cea blondă și frumoasă de la masa mea. Sunt convins că nu mă veți putea refuza. Am dreptate, orba. Nu mi-acordați, desigur, un răgaz. Deci ați primit. Vă voi anunța din timp locul și data anunții. Vă mulțumesc încă o dată. Crin, după un salut cordial și amical, se îndepărtă cu aceiași pași fermi și elastici. Un timp nu vorbi la masa sa decât el. Le anunță celor două femei racolarea unui naș deosebit de simpatic și comunicativ. Dan, înainte de a părăsi restaurantul, privi cu regret spre tânăra blondă sedusă și curând abandonată de acest detestabil craidon fanat, spion și excroc internațional drojdia societății omenești. Ulmu își întrebă cu curiozitate superiorul când acesta se urcă în volgă. Ce face inginerul nostru, tovarășe capitan? Deocamdată se află pe post de logodnic pudic, iar pe mine m-a avansat la mare onoare de finaș. Îți imaginezi ce tupeu? Ce fel de naș? Așa cum ai auzit, n-ai vrea să-mi fii ajutor? Ce zici? Să ne pregătim de nuntă atunci. De 10 ani nu am mai fost la o nuntă, dar pe asta nu vreau să o pierd. Sper că se va dansa îndrăcit. Crin bea fără măsură, din ce în ce mai bine dispus. Își etală chiar și glasul printr-o romanță de sezon. A ruginit frunza de vii și rândunelele au plecat. Doamna Stoica, melancolică, îi strângea pe sub masă mâna. Crin privi ceasul brățară. Se apropia ora întâlnirii hotărătoare, decisivă pentru soarta sa. Pentru prima oară în lunga-i carieră simțea gustul amar al incertitudinii, al fricii, teama îl paraliza, iar acele ceasornicului alunecau amenințătoare. Fără cruțare, bău un pahar plin de coniac. Simțea în adâncul său o teamă inexplicabilă de individul colos ce, probabil, se apropia acum pe furiș, de malul lacului. Mai bău un pahar de coniac, pentru curaj, dar luciditatea îl stăpânea cu o încăpățânare atroce. Era convins că cele două femei erau cu totul străine de frământările sale și nu ar fi putut să citească pe fața sa nimic în afara unei stări de euforie paradisiacă. Mima la perfecție optimismul și fericirea. Deodată, Crin se simți năpădit de sudori. Ai băut prea mult, dragul meu, îi impută Corina. Da,
Ai cam exagerat, se alie și doamna Stoica. Crin căzu cu capul pe masă. Iubitule, mergi să te răcorești, îl îndemnă Corina. Crin se îndreptă spre toaletă cu pași șovăitori. Niciun actor nu ar fi jucat cu mai multă naturalețe rolul turmentatului. Alibiul lui reușise de minune. Escaladă fereastra toaletei, lăsând în urma sa ușa închisă. Era ceasul 23:02. Cu pași nesiguri, Crin se îndreptă spre malul întunecos al lacului. Inima îi bătea în piept de parcă ar fi vrut să-i spargă coșul pieptului. Necunoscutul a apărut de după o salcee clătinătoare. Îi vorbi fără să se arate din umbră, din motivă de prudență elementară. Îmi place, milord, ești punctual. Crin simți că îi tremură picioarele. Își juca toată șansa pe o singură carte. Reuși să-și ascundă emoția din voce. A fost doar vorba să jucăm cinstit, nu? Ca între gentlemen, sir. Ai adus microfilmele? Poftim. Necunoscutul a grăbit pachetul cu microfilme false din mâna lui Crin. După așteptare, falsul inginer vorbi. Dar fotografia, clișeul... Necunoscutul râse gros cu vocea scăzută. Nu o am la mine. Înseamnă că m-ai înșelat. Deloc. Înseamnă că nu vreau să fiu înșelat. Vei primi fotografia și clișeul mâine dimineață. Bineînțeles, după ce se va constata că microfilmele nu sunt falsificate. Logic, nu? Crin simțea cum îi se urcă sângele în cap. A fost tras pe sfoară ca un copil. I se împăinjeniseră ochii cu o ceață deasă. Mai auzi vocea groasă și batjocoritoare. Hai să ne despărțim acum, milord. Crin nu se putu stăpâni. Da, să ne despărțim, dar pentru totdeauna. Trase cu revolverul cu amortizor. Trei gloanțe pătrunse în abdomenul și inima necunoscutului. Crin răsuflă ușurat. Reușise să scape de cel mai aforisit impas. Se aplecă să caute fotografia și clișeul, dar renunță. Adio, my lord. Împinse cadavrul cu piciorul în lac. Când îl vor descoperi, eu voi fi departe. Să-mi pună fotografia la gazeta de perete. Râse cu cinism. Se anunțară primii strop de ploaie. Se luă la întrecere cu ploaia. Sări din nou peste fereastra pe care o lăsase deschisă la toaletă. Acum ploaia se dezlănțuia cu strop mari. Alibiul său deveni astfel și mai consistent. Dar ce nevoie de alibi mai am eu? Îmi fac bagajele și o șterg cu primul avion. Să se spele pe cap cu cercetările lor. Acum nimeni nu mai îmi stă în drum. Privi ceasornicul, în total s-au consumat 9 minute. Un timp destul de acceptabil pentru un om turmentat. Dar necesită și o explicație suplimentară. Dar când se întoarce la masă, explicația a venit din partea doamnei Stoica. Ți-a fost rău, alcoolul nu ți-a prit, mai ales coniacul. Mi-a fost, doamna mea, dar în loc de rău de mare, adică de apă, prefer un rău de alcool. Râse ca de o glumă reușită și continuă. Dar cui pe cui se scoate? Voi trage o dușcă, două, și mă voi simți în cea mai perfectă și plăcută stare de logodnic. Trebuie să luăm totul de la capăt. Deci, sus paharele, să bem pentru dragoste și în cinstea celor mai frumoase femei. Își recăpătase din nou calmul. Mâna nu-i mai tremura pe pahar. Regreta un singur act. În graba și fierberea momentului, a uitat să adauce o greutate cadavrului când l-a aruncat în lac. Și numai ploaia a fost de vină. Acum era prea târziu. Dar, desigur, nimeni până dimineață nu va descoperi trupul burdușit de gloanțe al colosului. Crin sorbi cel de-al treilea pahar de coniac. Simți o căldură binefăcătoare în tot corpul. Îl moleși, dar nu o moleșeală plăcută, ci una agasantă. Îl obseda mai departe cadavrul necunoscutului. Prezența mortului doar la câțiva metri de masa sa îi deveni supărătoare. Am început să îmbătrânesc. Îmi cedează nervii. Îmi trebuie o lungă și odihnitoare vacanță. Undeva în sud, la Capri, bună oară. Să stau tolănit la soare, fără nicio apăsare de gând, fără atenția mereu în alertă, chinuitoare. Nu, am devenit și liric și sentimental. M-au lăsat nervii, îmi trebuie o reparație generală și de durată, să mai încerc puțin combustibil. Mai tras o gură de coniac și se așternu pe cântec. Așa-i lumea trecătoare, unul naște, altul moare.
Cel ce naște pătimește, cel ce moare putrezește. Lume, lume! Dar cântecul suna lugubru și fals, fapt remarcat și de doamna Stoica. Ce-i cu pesimismul ăsta, domnule inginer? Și tocmai de ziua logodnei noastre interveni cu un ac bine ascuțit și Corina. Aveți dreptate, dragilor, dar ploaia asta nemernică mă indispune. Așa sunt construit eu, din răbuturi. Cum plouă, sunt gata să plâng. Haideți să scăpăm de afurisita de ploaie. Să mergem în salonul mare, propuse doamna Stoica. E și rece aici, consimți și Corina, dar Crin le prinse de braț. Am o propunere mai logică, să continuăm cheful acasă la noi. Am o dorință arzătoare să cânt, să dansez, să vă sărut pe amândouă. Ștrengarule, îl certă în glumă doamna Stoica. Vrea să mă facă geloasă din prima zi, preciză Corina. Asta și urmăresc, de aceea vom lua cu noi șampanie și coniac. Și vermut, adăugă Corina. Perfect, pe cai copii. Orgia continuă și mai dezlănțuită. Crin era într-adevăr bine dispus și avea motive concrete. Avea microfilmele neviolate asupra sa. Scăpase de necunoscutul atât de abil și periculos și în buzunar avea biletul de avion cu pașaportul cel mai sigur din lume. Și mai avea o perspectivă extrem de atrăgătoare. Capri. Capri cu cer senin. Capri cu leandri. Capri cu sunet de chitare. Capri cu toți îndrăgostiții de pe Mapamont. Când ajunseră acasă, Crin le sărută pe cele două femei. Doamna Stoica se prefăcu că se opune. Apoi deschise printr-un pocnet de artilerie o sticlă de șampanie. Se simți obligat la primul pahar să rostească un toast bine simțit. Doamnelor, ridic acest pahar pentru fericirea noastră deplină. Să bem și pentru o bătrânețe cât mai îndepărtată. Eu vă iubesc din inimă pe amândouă. Deci să bem și pentru dragostea noastră și pentru viață. Pentru viață să golim paharele până la fund. Capitanul Dan își cercetă cu minuțiozitate binecunoscutul carnețel minuscul. Totul părea a fi în cea mai bună ordine. Ulmule, ți s-a raportat dacă logodnicul a ajuns acasă? De două ceasuri petrece noaptea logodnei, tovarășe capitan. Dan își strânse carnețelul și hotărâ. Să mergem să dormim câteva ore. Mâine dimineață, în drum spre aeroport, vom avea oaspeți de seamă. Și mult așteptați, tovarășe capitan. Da, da, să nu uităm buchetele de flori. Cei doi ofițeri erau gata să părăsească biroul când ofițerul de serviciu l-anunță pe Dan la telefon. Ni s-a telefonat de la miliție. S-a descoperit un cadavru în apa lacului Herăstrău, chiar în fața restaurantului Pescăruș. Asupra cadavrului s-a descoperit un pachet cu microfilme. A fost identificat? Nu avea asupra lui nicio legitimație. Era... Dar Dan nu lăsă pe ofițer să mai continue raportul. E suficient. Vă mulțumesc, tovarășe locotenent. În 10 minute vom fi la locul crimei. Când cei doi ofițeri ajunseră pe malul lacului, procurorul, medicul legist, echipa de criminaliști se aflau în plină și laborioasă acțiune. Cadavrul fusese scos la mal, descoperit de unul din paznicii de noapte ai parcului. Pe fața mortului se citea o mină de surprindere, probabil clipa când, pe neașteptate, Crin trăsese. La ce oră a fost ucis, domnule medic? Nu pot să vă informez decât cu aproximație. Probabil între orele 23 și 23.30. La autopsie vom stabili cu precizie. Procurorul îi mână lui Dan microfilmele. A, să nu uit, tovarășe capitan, s-a mai găsit asupra cadavrului și această fotografie. Deduc că o folosise pentru un șantaj. Poate tocmai pentru procurarea microfilmelor. Urmule, să mergem imediat la laborator, să mărim fotografia și să developăm microfilmele. Îi ordonă șoferului viteză mărită. Peste câteva minute avea în fața sa fotografia aflată asupra cadavrului, mărită de câteva ori. Dan cercetă cu atenție fotografia. Îl recunoscu pe Crin în noaptea crimei din 5 octombrie de la Sibiu. Ulmule, vezi dacă s-au developat și microfilmele. Dan se aplecă din nou cu aceeași febrilitate asupra fotografiei. Se înarmă cu o lupă.
Acum avea o convingere fermă că Crin era și autorul asasinatului de la Herăstrău. Deci, după Sindelar, l-a ucis și pe necunoscutul găsit în lac, ciuruit de gloanțe. Motivul? Necunoscutul a încercat cu această fotografie să-l șantajeze pe Crin, pentru a obține microfilmele. Ușa se deschise încet. Ulmu raportă cu glasul scăzut. Tovarășe capitan, microfilmele conțineau câteva schițe ale tancului care se lucrează la colonelul Ștefănescu. Erau veritabile? Nu, erau false. Grosolan falsificate, tovarășe capitan. Dar nu și-a prins țigara, așa cum mi-am închipuit. Credeți că necunoscutul a fost asasinat de Crin? Sunt convins, ulmule. Au avut întâlnire la lac. Necunoscutul nu a vrut să-i dea fotografia și clișeul până nu verifică autenticitatea microfilmelor. Și atunci, Crin l-a achitat cu sânge rece. Este un as incontestabil al acestei soluții definitive, mai ales când Crin avea pașaportul în buzunar. Și cel care a fost ucis? Dan se plimbă o clipă prin birou, vorbi cu o voce îndepărtată. Bănuiesc că a făcut parte dintr-o agenție de spionaj concurentă. Fă-mi legătura prin radio cu locotenentul Mirăuță, umbra lui Crin. Peste câteva secunde se auzi vocea lui Mirăuță. Raportă că Crin își continuă cheful cu cele două femei în camera sa, unde este încă aprinsă lumina. Dan îl rugă să precizeze dacă falsul inginer a părăsit masa de la pescăruș între orele 23 și 23.30. Tovarășe capitan, individul se cam cherchelise. Mergând în zigzag, s-a îndreptat spre toaletă. Era făcut bine de tot, dar nu a întârziat mai mult de 10 minute. A părăsit toaleta? Se interesă Dan. Nu cred, tovarășe capitan. Afară începuse ploaia de 5 minute și el nu avea un strop de apă pe haine. Convorbirea prin radio luase sfârșit. Dan își continuă gândul cu glas tare. Sunt sigur că a reușit să ajungă în cabina toaletei cu puțin înaintea ploii. S-ar putea ca ploaia să-l fie obligat să nu mai cerceteze cadavrul, hotărându-se să-l arunce în lac. De aceea nu a găsit fotografia și clișeul, obiectele șantajului. Da, o neglijență de nepermis pentru un spion de talia sa europeană. Se mai putea întâmpla ca acest cadavru să nu fi fost atât de repede descoperit. Era speranța sa. Ar fi avut timp să-și ia zborul nestingherit în această dimineață. Dar cum a aflat agenția de spionaj concurentă de acțiunea sa? Ulmu propuse o ipoteză. Probabil au fost informați din străinătate și l-au pus sub o observație deosebită. Așa se explică și fotografia de la Sibiu, obiectul șantajului. Dar Dan nu răspunse. Privea din nou fotografia. Ceru o lupă mai puternică. Deodată tresări. Totuși vorbi calm. Repede mașina. Iată buchetul de flori pentru aeroport. Capitanul fuma în mașină țigară după țigară. Așa obișnuia întotdeauna când era supra-solicitat de un caz special. Ulmu i-ar fi pus zeci și zeci de întrebări, dar știa că în asemenea situații șeful său este taciturn ca un urs. Îndrăzni totuși. Renunțăm deci la arestarea în drum spre aeroport? Suntem obligați să-l arestăm imediat, dacă, bineînțeles, nu vom ajunge prea târziu. Cum? Se miră Ulmu. Dar Dan nu răspunse. Din cauza studierii îndelunge a fotografiei de la Sibiu, îl dureau ochii. Ceruse laboratorului ca un detaliu al fotografiei să fie mărit și Ulmu bănuia că tocmai în acest detaliu constă schimbarea planului întregii acțiuni de arestare a lui Crin. Dar ce-o fi descoperit Dan în această secvență de fotografie? Acest lucru nu reușea să-și explice. Dan ordonă sec. Ia legătura cu Mirăuță. Mirăuță raportă că Crin petrece mai departe în apartamentul său pe care nu l-a părăsit de când s-a întors de la pescăruș. Ulmu constată. Cam lungă noapte pentru un logodnic de etatea sa. Acum, locotenentul major regretă că făcuse observația cu glas tare. Dan nu suporta vulgaritățile, deși se întâlnise cu ele de nenumărate ori în lunga și spinoasa sa carieră. Dan moțăia. Ulmu cunoaște acest obicei al șefului său. Doarme 10 minute sau poate chiar mai puțin, dar somn adânc
și la trezire arată odihnica după o viață întreagă de somn. Era una dintre ciudățeniile firii lui Dan. Acest fapt îi regenera mereu forțele și vigoarea sa neobișnuită, dar ascunsă sub masca unui om apatic și somnolent. Trezit, Dan se frecă la ochi, se întinse de 2-3 ori, arătând proaspăt și odihnit, îndemnându-și șoferul: mai repede, Costică! Gata, am ajuns, tovarășe capitan. Conducătorul mașinii, Costică, opri Volga în apropierea numărul 23 de pe strada Rozelor. Dan și Ulmu coborâre din mașină. Ascultară mai întâi liniștea netulburată a străzii periferice. Un câine lătra undeva departe. Se auzea de pe o altă planetă. Strada era slab luminată. Tufișuri mari de întunericime te întâmpinau la tot pasul. Ofițerii se apropiară cu pași grăbiți, dar tăcuți, de locuința în care petrecea Crin Popovici. Poarta scârții ușor. Cei doi se opriră câteva secunde. Liniște, intrară în bloc. Liftul se defectase, așa că fură obligați să urce etaj cu etaj și aveau de urcat 6 caturi. Sus îi întâmpină Mirăuță. E în casă, tovarășe capitan. Nu l-au răpit cumva? Nu, tovarășe capitan. Mirăuță, supravegheați bine blocul. Caută-l pe mecanic. Locuiește într-un bloc vecin. Adu-l imediat să repare liftul. Fiți cu ochii în patru. Dan se mai opri câteva clipe pe palierul lung și luminat doar de un bec minuscul și orb. Cei doi ofițeri ascultară la ușă să prindă un zgomot cât de mic și neînsemnat din locuință. Nimic. Dan șopti. E cam suspectă liniștea asta. Da, niciun zgomot, nicio șoaptă, întări și Ulmu. Dan sună scurt la sonerie. Aceeași tăcere adâncă și neclintită. Mai sună o dată, tot fără răspuns. Abia a treia oară se auzi un zgomot de pași. Cine e? Deschideți, vă rog. Vor urma prezentările de rigoare. Abia mai târziu se auzi aceeași voce feminină. Dacă nu spuneți cine e, nu vă deschid. Ulmu își stăpâni cu greu mânia. Dan vorbi calm, cu vocea sa indiferentă, în timp ce își pregătea să aibă la îndemână actele eliberate de procuratură. Vă rog să deschideți, e securitatea. Vocea femeii nu părea deloc afectată. Poftiți! Ușa o deschise totuși cu greu. Doamna Stoica apăru în cadrul ușii, ținut să precizeze. Scuzați-mă, broasca nu prea funcționează. Vă rog să intrați. Cei doi ofițeri își arătară legitimațiile. Dan vorbi primul. Acum e rândul nostru să vă cerem scuze pentru deranjul la o oră atât de nepotrivită unei vizite, chiar și în interesul serviciului, dar vă rog să credeți că avem motive grave. Vă rog, poftiți la mine. Femeia, într-un capot verde, încerca fără succes să-și ascundă bigudiurile colorate sub un șal minuscul. Dan preciză, noi îl căutăm de fapt pe inginerul Popovici. Nici o trăsărire pe fața femeii, nici o nuanță suspectă în glas. A, da, este chiriașul meu. Dan răsufla ușurat, își spuse în gând. Deci temerea mea a fost zadarnică. Inginerul nu a fost răpit. Totul e în ordine. Doamna Stoica se dezdănțuise. Domnul inginer e un om cum se cade, dar un burlac convins. Aseară însă s-a logodit. Nimeni nu scapă de asta. Ne vine rândul la fiecare. A fost o logodnă grozavă și, dacă nu mă înșeală memoria, v-a întâlnit și pe dumneavoastră la pescăruș. Dar ne-a spus că sunteți medic, dar nu o lăsă să turie mai departe. Apoi preciză, am fost doamnă. Fără să țină seama de ironie, femeia nu se opri din potopul de vorbe. Ne-a mai spus că ați acceptat propunerea sa și că îl veți onora să-i fiți naș la nuntă. De la pescăruș am venit acasă și am băut șampanie. A fost ca în vis. Niciodată nu mi-am văzut chiriașul, de felul său laconic și rece, într-o dispoziție mai excelentă. Nu o să vă închipuiți, a și cântat. A cântat într-un local. El, inginerul Popovici. Nu-i nostim, domnul meu? Dan îi răspunse sec. Fără îndoială, e foarte nostim. Să vă împărtășim și noi bucuria. Dar unde este inginerul Popovici? Femeia râse și ascunse ochii cu pudoare. Unde să fie? Alături, în camera sa. Dar nu e singur. E cu logodnica sa, Corina.
Ce ți-e noaptea nunții? Ce ți-e noaptea logodnei? Să-l înțelegem, la vârsta sa nu ai prea mult timp la dispoziție. Trebuie să profiți de fiecare clipă. Dar m-am luat cu vorba și am uitat să vă întreb. Nu doriți o cafeluță? Vă mulțumim, dorim spre regretul nostru să-l sculăm din somn, să discutăm cu inginerul Popovici, chiriașul dumneavoastră. Cu mare plăcere, dar vă rog să mă lăsați să intru eu mai întâi să-l anunț. V-am spus doar, e și cu logodnica sa în pat și în această privință e foarte scrupulos. Da, e un timid congenital și incorigibil. Da, n-o pofti, vă rog intrați. Femeia deschise ușa și dispăru înăuntru. După câteva clipe se auzi un strigăt sfâșietor și o bufnitură. Cei doi ofițeri năvăliră în cameră. Doamna Stoica zăcea leșinată lângă patul chiriașului său. Cu capul răsturnat pe perna albă, cu ochii deschiși și înghețați, Crin trecuse în camera de fum și ceață. În jurul său nicio urmă de luptă sau de violență. Dan murmură. De ce mi-a fost teamă, nu am scăpat. De aceea m-am grăbit atâta să ajungem la timp. Ulmule, trezește-o pe gazdă din leșin. În acest timp, Dan aruncă o privire fugitivă pe masă. Descoperi o sticlă de șampanie, golită doar pe 3/4 și 2 pahare. Alături se afla o sticlă de coniac Milkov nedeschisă. Privi atent camera, nici urmă de logodnică. Cum și pe unde a șters-o, această întrebare îl intriga pe Dan. Doamna Stoica își reveni cu greu. Privea cu spaimă, încă plină de emoție. Dan o întrebă cu precauție. Ați mărturisit că în cameră se află și logodnica sa, sau așa mi s-a părut mie. Femeia răspunse cu greutate. Când am plecat la culcare, i-am lăsat împreună și asta o știu cu siguranță. Bine, dar nu ați auzit când a plecat logodnica? Doamna Stoica amână răspunsul motivând. Îmi permiteți să închid ușa de la camera mea? Poftiți și vă rog să nu vă atingeți de niciun obiect din cameră. Nici o grijă, știu și eu asta. După plecarea gazdei, Dan porunci. Ulmule, anunță echipa de criminaliști. Am și anunțat-o, tovarășe capitan. Trebuie să sosească. Se întoarse doamna Stoica. Dan reveni. E nevoie să mai repet întrebarea? Puteți să-mi precizați ora? Cum să vă spun, după pescăruș am fost extrem de obosită și am avut un somn profund. Dan o privi câteva clipe în tăcere. Sună soneria. Ulmul deschise ușa echipei de criminaliști. Capitanul o întrebă după o scurtă pauză pe proprietăreasă. Credeți că logodnica l-a ucis? Femeia răspunse fără niciun răgaz, fără nicio ezitare suspectă. Nu cred nimic, dar nici nu bănuiți pe nimeni. Nu. Dan insistă, inginerul a avut vreun dușman? Se poate, cine nu are dușman? Dar eu nu l-am cunoscut și nici inginerul nu mi l-a mărturisit. Dan își aprinse țigara. Urmă o pauză bine calculată de ofițer, dar pe chipul doamnei Stoica nu descifră nicio urmă de îngrijorare, de nesiguranță sau chiar de neliniște. Închizând un ochi, Dan reluă convorbirea pe un ton intim prietenos. Aș vrea să mai aflu dacă, după plecarea dumneavoastră, nu ați auzit în camera lor o discuție mai aprinsă, o voce mai ridicată. Se mai întâmplă în asemenea ocazii, e în obișnuința lucrurilor. Cu toată stăpânirea de sine, proprietarea sa îi răspunse cu o notă confidențială. Ei să se certe? Doamne ferește, erau ca doi porumbei. Așa se giugileau, așa se comportă locodnicii. Așa ați fost și dumneavoastră când ați fost dogodit. Pot paria, cearta începe abia după căsătorie. Când sita s-a învechit, întrebați-mă pe mine, câte am tras eu în cele 4 căsătorii ale mele? În această clipă, medicul îl trase pe Dan lângă patul în care zăcea Crin și îl informă cu bunăvoință. A fost ucis cu cianură, o cantitate destul de puternică. Moartea i-a fost fulgerătoare, așa cum se scrie în ziare. Trebuie să stabilim dacă a luat-o singur sau i-a fost recurată de o altă persoană. Cred că a decedat în jurul orei 2 sau 2:30. La disecție vom stabili cu precizie. Când Dan întoarse capul, o zări pe gazdă în apropiere. Desigur, curiozitatea a împins-o să tragă cu urechea.
De aceea, ofițerul o întrebă direct, fără nicio explicație prealabilă. Sper că ați auzit constatarea medicului. Doamna Stoica plecă vinovată privirea în pământ. Da, așa puțin. Femeie sunt și eu. Perfect. Pe cine bănuiți că l-ar fi ucis cu cianură? Femeia răspunse cu oarecare ezitare și evaziv. Ce să vă spun? Se înțelegeau atât de bine. Nici acum, când îi văd cadavrul, nu-mi vine să cred că este mort. Doamne Dumnezeule, multe ne dai să vedem în viață. Dan observă că se ascunse după cuvinte găunoase și bănuia că știe ceva mai mult decât declarase. Vă rog să-mi povestiți cât mai multe amănunte despre logodnica inginerului Popovici. Ați locuit doar împreună, nu? Gazda, de această dată vorbi mai degajat. Desigur, o cunosc pe Corina destul de bine. Știu că era funcționară. M-a rugat să-i gătesc, așa că lua prânzul la mine. Cu această ocazie l-a cunoscut și pe inginer. Este o fată adorabilă. E veselă, comunicativă, exuberantă. Ne înveselea casa ca un soare. Era bucuria și entuziasmul nostru. Știu că pe răposată îl iubea sincer. Nu odată m-a rugat să-i ghicesc în cafea sau în cărți. Când mă gândesc cât de vesele au fost azi noapte, cine ar fi putut să-și închipuie fatalul deznodământ? Dan continuă să o chestioneze, contrariat de răspunsurile tip ale femeii. Dar la inginerul Popovici nu ați observat în ultimul timp o schimbare în comportarea sa? Nu era mai nervos, mai irascibil? Femeia cu siguranță aproape că-i luă vorba din gură. A, nu, nu, era la fel și în ultimul timp. Doar de când s-a îndrăgostit se părea schimbat. Dan trecu la întrebări fulger. S-ar putea ca logodnica să-l fi părăsit? Asta nu știu, domnule. Fiind părăsit să se sinucidă, nu? Știu eu, ar fi totuși o logică și o explicație pentru sinucidere. El o iubea ca pe ochii din cap. Deci îmi confirmați presupunerea. S-ar fi putut să fie chiar așa. Dan își aprinse o nouă țigară. Din cauza fumatului simțea o ușoară apăsare pe inimă. Din cauza fumatului și a muncii fără întrerupere, hotărâ cu glasul scăzut. Vă mulțumesc, doamnă Stoica. Dacă o să mai fie nevoie, o să mai apelăm la bunăvoința dumneavoastră. Acum puteți să mergeți să vă odihniți. Femeia mulțumit din cap și se retrase dreaptă și calmă în camera sa. Dan, împreună cu echipa de criminaliști, împrăștiară o pulbere măruntă, un praf alb pe mobilă și veselă, luând cu atenție amprentele de pe sticle și de pe paharele aflate pe masă. Soneria de la intrare se făcu auzită din nou. Plutonierul mirăuță raportă lui Dan. Liftul a fost reparat, tovarășe capitan. Rămăsese fixat între etajele 4 și 5. O defecțiune la siguranță, după cum a constatat mecanicul blocului. A mai declarat că defecțiunea ar fi putut fi provocată. Ei lua declarația? O am la mine, poftiți. Capitanul citi declarația mecanicului. Mirăuță continuă. Când am deschis ușa, am descoperit în lift o persoană. Cum? Da, tovarășe capitan, o femeie. Ai interogat-o? Se poate să fi uitat tocmai această îndatorire? Și, se interesă Dan, venea chiar din acest apartament. Ai reținut-o? Desigur, se află afară. Introdu-o imediat. Peste câteva minute se prezentă în fața lui Dan. Spre surprinderea sa, Corina, logodnica lui Crin. Femeia părea emoționată. Probabil că a fost obligată să fie claustrată în lift. Dan o rugă să se așeze pe scaun. Nu suportați liftul. E adevărat, tovarășe. Dar când dădu cu ochii de cadavrul lui Crin, scoase un strigăt scurt și se porni pe un hohot de plâns nereținut. Rostea printre hohote. Dați-mi, vă rog, voie să-l văd, să-l ating cu palma. Nu pot crede, domnilor tovarăși, nu pot crede. Dan, retras într-un colț al camerei, urmărea orice reacție pe obrazul tinerei femei. Durerea părea sinceră, neforțată, nesimulată. Echipa de criminaliști dori să se retragă. Își isprăvise misiunea. Dan insistă să mai rămână câteva clipe. Vă rog, tovarăși, să luați și amprentele acestei femei și dacă nu vă rețin prea mult, luați și amprentele gazdei, ale doamnei Stoica. E în interesul cercetărilor și vă rămân îndatorat.
Corina protestă când îi se luă amprentele. Nu l-am ucis eu. De ce faceți asta? Dar nu liniști. Nimeni nu vă acuză că l-ați ucis pe Crin. E doar o simplă formalitate. Vrem să comparăm amprentele dumneavoastră cu amprentele de pe pahare. Lipsește unul. Al cui? Fata se sperie și mai tare. Tremura. Nu mai era sigură pe rezistența picioarelor. Căzu pe un fotoliu din apropiere. Continuă să vorbească, să se apere. Desigur că veți găsi amprentele mele pe pahar. Am băut doar împreună. Era doar logodnicul meu și nimeni nu-mi poate interzice să beau cu cineva. Dan se văzu obligat să o liniștească. Se temea ca tânăra femeie să nu izbucnească într-o criză de isterie. Îi oferi un pahar cu apă și îi vorbi blând. Liniștiți-vă, hai, beți puțină apă. Aveți voie să beți cu cine doriți și e normal ca amprentele dumneavoastră să se găsească pe pahar. Asta nu înseamnă că l-ați ucis pe inginerul Popovici. Femeia se liniști doar pentru câteva minute, apoi își porni iar plânsul morcom adânc. Dan continuă cu voce calmă. Se vede că l-ați iubit mult. Da, era un om serios și respectos. Printre lacrimi, fata se informă. Când a murit? A fost ucis după orele două noaptea. Dan intenționat accentuă pe cuvântul ucis, dar se corectă imediat. La fel de bine s-ar fi putut sinucide. Sinucide, în ochii fetei licărie o lumină stranie. Da, s-ar fi putut întâmpla și așa ceva. Nu e exclus. Fata oftă, își apără logodnicul. Era extrem de sensibil, probabil și astenic. Dar nu întrebând niciun indiciu care să probeze presupunerea dumneavoastră. Era echilibrat și lucid. Dan o corectă. Nu uitați că l-ați descris ca pe un om sensibil. Da, domnule, omul poate fi în același timp lucid, dar și sensibil. Nu am spus că era un sentiment exagerat. Femeia acum părea rece și rațională. Uitase de lacrimile ce nu se uscaseră încă pe față. Fapt ce lui Dan nu-i scăpă. Corina avea chiar poftă de o discuție în controversă. Perioada de panică îi trecuse. Acum părea sigură, stăpână pe situație. Dar Dan întrerupse dialogul psihologic. Spuneți-mi, cum v-ați cunoscut? Corina îi relată pe scurt povestea dragostei lor. O dragoste banală, obișnuită, preciză fata și conchise. Ne iubeam sincer. Aseară am sărbătorit și logodna. Voiam ca peste câteva zile să ne căsătorim. Dan se prefăcă că o ascultă absent, jucându-se cu un creon minuscul. Corina evită să amintească faptul că îl recunoscuse pe Dan, pe care îl întâlnise la pescăruș și că acesta, medicul, urma să le fie naș. Ofițerul o întrebă cu o voce neutră, indiferentă, de parcă întrebarea ar fi fost fără nicio importanță. Ați călătorit împreună? Tocmai acest amănunt, fata nu îl intercalase în cursul povestirii sale. Fata făcu un efort să-și amintească. Aproape că nu-i acordase nicio importanță a acestei călătorii. A, da, iertați-mă, nu știam că vă interesează. După ce ne-am cunoscut la doamna Stoica, am petrecut câteva zile la Brașov. Excursii, soare, brazi. A fost un octombrie de basm. Au fost cele mai frumoase zile ale noastre. Se auzi îndepărtată vocea lui Dan. Mă miră că le-ați uitat atât de repede dacă au fost atât de frumoase. Femeia pără lovitura. Credeam că aceste zile ne aparțineau numai nouă. Da, și că n-ar fi putut să mai intereseze pe cineva. Ulmu urmărea discuția cu atenție și nu putea descoperi unde vrea să ajungă șeful său prin acest interogatoriu ocolit și întortocheat. Dan profită că fata își terminase expunerea lirică despre zilele de la Brașov și continuă într-un dialog mai alert. Și la Sibiu nu ați fost? O paloare acoperi chipul Corinei, dar numai pentru o clipă. Își reveni, doar Batista nu-și găsea stâmpări în mâinile sale. Ce să caut la Sibiu? Nici Crin nu a fost la Sibiu. Ba, a fost, doamnă, eu aflu de la dumneavoastră și n-am niciun argument să vă contrazic. Dan aruncă creionul deoparte și aprinse o țigară, cerând lui Ulm un foc. Vorbi moale. Deci nu ați fost la Sibiu. Repet, domnule, nu am fost. De la Brașov am plecat direct la București.
poate să confirme și doamna Stoica. Perfect, constată Dan. Continuă. De Carol Sindelar ai auzit? Vocea femeii își pierdut siguranța. Carol? Da, Carol Sindelar. E nevoie să mai repet? Nu am fost la Sibiu și nu m-a auzit în viața mea de acest Carol Sindelar. E un sportiv? Dan vorbi sec, jucându-se ca pisica stăpână pe situație cu un biet șoricel plouat. Da, am putea spune un fost sportiv. Pe Carol Sindelar, logodnicul dumitale a vrut să-l reîntoarcă în arenă. Fata pură o clipă dezorientată. Se poate. Nu cunosc nimic în această afacere. Absolut nimic, cum am mai spus. Urmă o pauză în care Corina încercă să-și ascundă panica sufocantă. Vocea lui Dan avea o inflexiune de metal. De ce minți, Corina, Vlad? Fata băigui speriată. Se bâlbâi. Nu, nu mint. Credeți-mă. Dan porunci cu un glas rece. Tot nu înțelegi, Corina Vlad, că jocul s-a terminat? Fata nu răspunse. Își înfipse unghiile adânc în batistă. Dan se apropie de fată, care încercă pentru o clipă să-i înfrunte privirea. Vorbește, Corina Vlad. Numai așa îți vei mai putea ameliora situația precară. De acord? Nu știu ce vreți de la mine. Corina, ți-am spus că ai pierdut ultima carte. Ai fost la Sibiu? Fata răspunse cu încăpățânare. Nu. L-ai cunoscut pe spionul Carol Sindelar? Nu. Ai asistat la împușcătura lui Sindelar de către Crin? Nu, e o invenție. Dan își opri un zâmbet amar. Bine, Corina Vlad. Mi-ai refuzat propunerea. Vom trece la fapte. Ofițerul scoase cu mișcări sigure dintr-o servietă o fotografie și o întinse Corinei Vlad. Acum sper să fiu mai explicit. Poftim. Da, este cea mai evidentă probă. Ce îmi răspunzi? Ulmu recunoscu fragmentul mărit de Dan în laboratorul securității. Era fotografia care îi solicitase atât de mult curiozitatea locotenentului major. Fotografia reda momentul când Carol Sindelar a fost împușcat de Crin. Fata avea acum chipul pământiu. Buza de jos îi tremura datorită emoției. Totuși mai încercă să se apere. Fotografia nu-mi spune nimic. Individul care are revolverul în mână seamănă ce-i drept cu Crin, dar doar seamănă, n-aș putea să-l identific cu exactitate. Dan își mușcă distrat capătul țigării stinse. Îi întinse fetei o nouă fotografie și acum o studia pe tânăra cu o privire indiferentă. Când privi fotografia, Corina fu apucată de o criză scurtă de nervi. Acum părut desuflată, orice urmă de mândrie îi dispăru brusc pe față. Întinse fotografia cu mâna tremurândă. Dan continuă dialogul. Ai nevoie de legendă la fotografie, Corina Vlad? Nu. Totuși e bine să afli greșeala pe care ai comis-o. Când l-ai fotografiat pe Crin în timpul crimei, pentru șantajul proiectat, lentila a cuprins și oglinda retrovizoare. Și în oglindă se află chipul fotografului, adică figura frumoasă a Corinei Vlad. Locotenentul major, Ulmu, sări de pe scaun vorbind precipitat. Acum am înțeles neliniștea dumneavoastră de la laborator, dar privirea rece a lui Dan îl temperă. Ulmu se așeză cu minte pe scaun. Dan se adresă Corinei, care trecuse de primul șoc. Repet, Corina Vlad, vorbește, numai așa îți vei putea ușura situația. L-ai ucis pe Crin Popovici? Fata ridică fruntea și spuse printre lacrimi. Nu, nu l-am ucis pe Crin Popovici. Când am plecat, eu era teafăr. Înmărmuri mai departe într-o tăcere adâncă. Trăsări doar când auzi soneria de la intrare. Ulmu deschise ușor. În prag apăru locotenentul Mirăuță. Acesta o împinse înăuntru pe doamna Stoica. Ofițerul raportă. A încercat să fugă, tovarășe capitan. S-a strecurat pe ușa de serviciu. Corina o privi cu o mânie reținută pe proprietarea sa casei. Dan se prefăcu că nu observă încordarea și furia reținută a Corinei. Vedea cum fata își înfipsese adânc unghiile în carne să se poată stăpâni. Dan, după ce îl concedie pe Mirăuță, îi vorbi cu blândețe. Luați loc, doamna Stoica. Femeia se așeză pe scaunul din apropiere. Ați ieșit probabil să luați aer, nu?
Da, merită puțin aer curat după o noapte atât de agitată. Ce spuneți? Femeia se încăpățână să nu răspundă. Da, și tăcerea poate fi luată drept o afirmație. Numai dumneavoastră două ați fost în această noapte cu Crin Popovici. El se află acum mort. Cine l-a ucis? Cele două femei tăceau. Ei aștept răspunsul. Corina ridică privirea plină de o furie fără margini spre doamna Stoica. Țipă mai mult decât vorbi. El l-a ucis pe Crin. Când am plecat eu, era teafăr. Crin mă iubea. Ea îl iubea pe Crin. Din gelozie l-a ucis. Crin mi-a spus că o respinsese cu câteva ore înainte. Ucigându-l, s-a răzbunat. Eu, o femeie, era și prefăcută. Doamna Stoica îi răspunse cu multă pondere în glas. Când am plecat la culcare, v-am lăsat în pat ca pe doi porumbei. Corina se apără. Acum vrei să te răzbuni și pe mine. Pe Crin l-ai omorât și pe mine mă vrei în pușcărie. Corina a fost stăpânită de un scurt acces de nervi. Dan, care privea indiferent scena, îi dădu un pahar cu apă fetei. Bea, liniștește-te și apoi declară tot ce știi. O să te ajute fiecare mărturisire. Se auzi grav glasul doamnei Stoica. Este o halucinantă, o isterică, vorbește anapoda. Cum se poate pune temei pe vorbele acestei descreierate? Atunci interveni pe neașteptate Dan, care se adresă proprietăresei printr-o țintă în ochi. Vocea era de data asta autoritară. Îți pun o întrebare. Răspunde-mi cum a dispărut cel de-al treilea pahar. Paharul care ar fi trebuit să aibă amprentele tale. Paharul în care probabil li s-a pus cianură. Expertiza a dovedit cu precizie că acest pahar lipsește cu desăvârșire. Ai spus doar că ați băut șampanie toți trei, nu? Să spună mai bine logodnica. Eu i-am lăsat împreună. Corina se ridică de pe scaun. Minte, am plecat odată cu ea. M-a scos pe scara de serviciu. Am luat liftul de la etajul 5. Dana își reținu o întrebare. O ascultă pe Corina. Apoi liftul s-a defectat. Am strigat. Dacă ai fi fost în camera ta, mai fi ai auzit. Dana interveni în discuție. Deci, la mijloc a fost o crimă din gelozie. Ar fi bine să terminați cu melodrama asta ieftină. Adun paharul imediat și să trecem la adevăratul mobil al crimei. Doamna Stoica se încăpățână să tacă și să nu se urnească. De aceea Dan se adresă Corinei Vlad. Vorbește, Corina Vlad, spune tot ce știi. Corina își șterse ochii de lacrimi cu dosul palmei, deși avea batista în mână. Povestea întrerupt cu glasul iritat plină de amărăciune. Această femeie m-a crescut de când eram mică. Mai târziu m-a atras și m-a silit să lucrez pentru ea și pentru rețeaua de spionaj din care făcea parte. Proprietarea sa sări ca arsă, își văzu tot planul răsturnat. Minte, să nu credeți, am dovadă că minte. Poftiți, băgă mâna în poșetă, darul nu a fost mai repede decât ea și a reușit să-i scoată revolverul din mâna întinsă spre Corina. Dan vorbi calm, de parcă s-ar fi aflat pe o altă planetă. Liniștește, avem și așa suficiente dovezi împotriva dumitale. Continuă Corina Vlad. Fata revenită dintr-o nouă emoție vorbea acum cu o voce tremurătoare. Datorită unor aranjamente organizate de ea, inginerul Ion Popovici s-a mutat în această casă. A fost o cursă pusă la cale de grupul nostru de spionaj. Desigur, cursa am fost tot eu. Inginerul mă iubea platonic. Datorită grupului, inginerul era urmărit pas cu pas. Deoarece, lucrând la invenția importantă, era o momeală deosebită pentru rețeaua noastră. Îi era interceptată orice convorbire telefonică. Îi era scotocit orice petic de hârtie adus acasă. Dar inginerul, prudent, nu avea în camera sa acte secrete. S-au pregătit să-l șantajeze. Tot eu am fost aleasă drept obiectul șantajului. Dar tocmai în acele zile, inginerul trebuia să plece în străinătate. Despre acest eveniment au fost prevenite centralele noastre din orașele pe care urma să le viziteze Ion Popovici. Deci planul cu șantajul a fost amânat până la întoarcerea sa. Dar la întoarcere o surpriză derutantă. Cu ajutorul câinelui nostru Bobby,
am dedus că în locul inginerului Popovici a venit un alt individ străin, care îi semăna leit, cu care îi cunoștea la perfecție toate obiceiurile cotidiene. A fost o măsluire de zile mari. Nu știam cum să procedăm. Noul venit a căzut de-a gata în cursa întinsă inginerului Popovici și doar după câteva ore am primit de la centrul din orașul străin o informație extraordinară. În locul inginerului Popovici a venit în țară fratele său Geamă, spion într-o rețea concurentă, Crin Popovici. Acest individ trecea drept erou, ucis în războiul antihitlerist. Avea două misiuni dificile, să reactiveze niște frați spioni hitleriști și să se întoarcă în străinătate cu planurile noului tank de tip românesc. Această ultimă misiune era și țelul grupului nostru, deci a început o luptă ascunsă, care pe care, o luptă între inteligență, curaj și abilitate. Deci, Crin Popovici trebuia urmărit pas cu pas. Era, cum s-ar spune, mina noastră de aur. Mie mi-a revenit și această sarcină dificilă. Tot grupul nostru era alertă. Acest agent din străinătate avea acces zilnic chiar la schițele noului tank. Cred că s-a îndrăgostit de mine. Eu m-am prefăcut îndrăgostită de el. Doamna Stoica nu-și putu reține observația veninoasă. Minți, ticăloasă, era îndrăgostită de el până peste urechi. Corina răspunse cu promptitudine. Se poate, dar asta nu mă interesează decât pe mine personal. Dan interveni. Continuă, Corina Vlad, să fii la fel de sinceră ca și până la acest punct. Cum vă spuneam, l-am urmărit la Brașov. Legătura mea superioară, Doru Doreanu, mi-a ordonat să simulez o plecare la București. Doru avea informațiile sale pe care mi le-a mărturisit, nu mi le-a mărturisit niciodată. Avea și o frază tipică a sa, seniora, atât te interesează și atât trebuie să știi. L-am urmărit împreună cu Crin Popovici la Sibiu. Am ascultat cu ajutorul unui microimițător ascuns în butonul manșetei de la cămașă toată convorbirea sa din ceasornicărie cu fostul spion Carol Sindelar. Acesta nu se lăsă șantajat și a refuzat să se reactiveze. Apoi a acceptat și de formă. Eram sigură că noaptea va anunța la telefon organele îndrept. Și tot la fel de sigură eram că toată noaptea Crin îl va ține sub observație. Așa s-a și întâmplat. Noi am trecut cu mașina chiar în clipa când Crin îl lichida pe Sindelar. Am fotografiat. Aici a fost și greșeala mea. În oglinda retrovizoare mi-ați descoperit chipul. Fata se opri pentru câteva momente. Chipul era umbrit de un zâmbet de amărăciune. Mai departe, unde mâna Dan? Cu această fotografie urma să-l șantajeze Doru pe spionul Crin, când acesta va pune mâna pe microfilme. Mi-a și spus zâmbitor, seniora, această fotografie înseamnă o avere pentru noi. Cu această fotografie îl voi îngenunchea pe cel mai redutabil spion internațional. Și m-a sărutat pe frunte. În tot acest timp, noi îl observam pe Crin. Îl căutam peste tot, în ascunzătoarele cele mai directe, pentru a putea descoperi microfilmele, dar fără niciun rezultat, deși bănuiam că agentul Crin avea să ne părăsească foarte curând. Atunci a intrat în joc Doru Doreanu. I-a cerut lui Crin microfilmele în schimbul fotografiei compromițătoare. Un șantaj clasic și eficace. Crin i-a promis că îi le aduce la orele 23 la Pescăruș. După plecarea lui Doru, a dat un telefon să-și rețină un bilet la avion pentru a doua zi. Convorbirea era interceptată de noi. Am câștigat. Înseamnă că agentul Crin avea microfilmele asupra sa și, desigur, la orele 23 acestea vor trece în stăpânirea noastră. Doru mi-a mărturisit. Seniora, paciența mi-a ieșit ca la carte. Felicită-mă! Și m-a sărutat din nou tot pe frunte. Aici Corina se opri, făcu câțiva pași prin casă să se dezmorțească și reluă mult mai calmă firul povestirii. Conform convenției, când ajungem acasă, urma să-l găsim pe Doru la doamna Stoica.
Aici trebuia să verificăm autenticitatea microfilmelor. Cum? Forțându-l pe Crin și să-l convingem să lucreze și pentru noi. Dar pe Doru nu l-am găsit acasă. Înseamnă că la întâlnirea de la Pescăruș, agentul Crin l-a lichidat. Era abil și fără scrupule. Am rugat-o pe doamna Stoica să nu se atingă de Crin, până nu mă voi întoarce eu să mă interesez de soarta lui Doru. Am plecat pe la ora 2 fără un sfert. Dacă nu mă întorceam într-o oră, Crin avea să fie ucis. Am luat liftul de la un etaj mai jos. Bănuiam că s-ar fi putut să fie urmărită. Dar liftul s-a defectat și știți prea bine ce a urmat. Urmă o tăcere lungă, penibilă, acuzatoare. Dană își îndreptă ochii spre doamna Stoica. Ei, nu spui nimic? N-am nimic de mărturisit. Ea este o nebună, fantezie. Atunci Corina sări de pe scaun și îi smulse femeii peruca. În păr se aflau microfilmele. Se risipiră rulouri pe podea. Dan le adună în palme și le puse sub ochii proprietăresei. Ce zici? Este nebună sau nu? Sau și aceste microfilme sunt tot fantezii? Femeia plecă privirea în pământ. Minutele se scurgeau greu. Respira s-a cadat. Învinsă, copleșită, în locul ei vorbi tot Corina. Eu am hotărât ascunzătoarea microfilmelor. Așa că atunci când am văzut-o cu peruca, mi-am dat seama care microfilmele asupra sa. Cred că acest argument o va face să vorbească. Să vorbească măcar acum în al 12-lea ceas. Dani se adresă brutal. Cum ai ajuns la aceste microfilme? Proprietarea s-a vorbit tot cu ochii în pământ. După plecarea Corinei, m-am reîntors în camera lui Crin. Suferisem că în acea zi mă refuzase ca femeie. La etatea mea critică, sunt și eu deosebit de sensibilă. Deci am intrat având cu totul alte intenții. L-am găsit lângă cactus, cerceta în pământ. Totul mi-a părut clar. Acolo și ascunsese microfilmele pe care eu le căutasem până la exasperare. M-am prefăcut că n-am remarcat nimic din operația sa secretă. M-a luat în brațe și ne-am îndreptat spre pat. Dar el, foarte perspicace, a priceput că-i descoperisem ascunzătoarea. A stins lumina. A strecurat în paharul meu bobul de cianură. Voia să mă termine, să-și facă bagajul și să dispară imediat. Imediat până la întoarcerea Corinei. Deci nu eu pornisem cu gândul asasinatului. Când m-am întins în pat, am răsturnat calculat veioza. El s-a plecat să ridice veioza și eu am schimbat paharele. Am ciocnit și am băut. Restul deduceți. Am scos microfilmele din pământul cactusului. Am aranjat pământul să nu rămână nicio urmă. Și apoi am plecat luând cu mine paharul cu cianură. Aceasta a fost greșeala mea esențială. În loc de 3 pahare, ați găsit doar 2. Înseamnă că m-am mai întors în camera lui Crin. Și ați dedus bine. Acum femeia părea ca o umbră. În câteva minute îmbătrânise deodată. Un zâmbet tâmp îi se lipise dureros de buze. Murmură printre lacrimi. Și eu l-am iubit. Da, l-am iubit. Și am fost geloasă. Pe Dan și pe Ulmu îl întâmpinară o dimineață de toamnă târzie. O dimineață înaltă și clară ca o icoană de mucenici bizantină. Și un cer geamăn cu albastru de voroneț. Costică, somnolos, le deschise portiera. Mulțumim, Costică, du-te singur, avem și noi nevoie de puțină destindere. Când vom întâlni o dimineață mai frumoasă? Cei doi ofițeri mergeau alături. Tăceau ca doi spectatori care se întorc de la o piesă bună. Dan îi spuse la despărțire, Ulmule, trebuie să luptăm din răsputeri, să-l salvăm pe inginerul cinstit Ion Popovici. E de datoria noastră să-l aducem în țară, numai dacă va fi în viață, tovarășe capitan.